Daniela Tănase, mulțumim foarte mult! Și mai avem un anunț pentru dumneavoastră, apropo de un important caricaturist prezent la Buzău, Iulia. Așa este, pentru că iată aceste premii vin la acest festival și apropo de caricatura, dragilor, vă invităm să admirați pe durata celor 3 zile de desfășurare a festivalului în foaierul sălii Consiliului Județean această expoziție semnată de cunoscutul caricaturist brăilean Costel Pătrășcan, pe care haideți să-l aplaudăm! Găsiți chiar și la ieșire, puteți să pierdeți câteva minute, dar nu le pierdeți, ci veți râde la niște caricaturi realizate de caricaturistul momentului în România, Costel Pătrășcan. Pentru că, iată, datorită organizatorilor, cărora le mulțumim și celor care, iată, vin cu premii, avem și preșuri, aceste amintiri frumoase și caricaturi, le mulțumim pentru că sunt alături de noi la prima ediție a Festivalului Umorului Băieșu, omul din Buzău, ediția cu numărul 1. Ei, dragilor, eu vreau să vă fac o mărturisire. Eu nu sunt nici din București, nu sunt nici din Buzău, sunt tocmai din Bistrița și am ajuns la dumneavoastră. Îmi face o deosebită plăcere, onoare și vreau să mulțumesc celor care m-au invitat să fiu alături de dumneavoastră la acest festival și bineînțeles că pe la Bistrița, să nu credeți că nu sunt asemenea festivaluri, sunt. Este vorba despre Festivalul de Umor Mărul de Aur, la care eu am participat de mai multe ori și l-am prezentat cu drag și cu plăcere ca de fiecare dată și bineînțeles că am întâlnit tot felul de oameni minunați. Unul dintre ei urmează să evolueze tocmai aici, în fața dumneavoastră. Ardeleanca și Iulia vine de la Baia Mare și pe orice scenă a evoluat a făcut-o cu mare succes. Îl știți din filmulețile umoristice care circulă frecvent pe WhatsApp. Ei, dragilor, pentru prima dată la Buzău, Sorin Tănase! Să-l întâmpinăm cu aplauze așadar pe Sorin Tănase, venit tocmai de la Baia Mare, ca să contribuie la reușita acestei prime seri a festivalului Băieșu, omul din Buzău. No. Serios, doc. Nu spuneți că am și ardelen pe aici. Sunteți așa ca mine, ardelen vorbitor de limbă română. Bună seara, doamnelor și domnilor. Mă simt onorat să particip la acest eveniment. Mulțumesc din suflet celor care m-au invitat și în mod special domnului Adrian Fetecău. Pentru mine este o bucurie și o onoare să ajung la acest festival cu un nume atât de sonor. Pentru că Ion Băieșu și pentru mine, chiar dacă sunt ardelean, în primul rând sunt român, a însemnat mult. Și parcă am și o legătură interesantă cu domnia sa, având în vedere scrierile dânsului, adică mă refer direct la Balanța, și asta pentru că eu sunt născut în 11 octombrie. Sunt ardelean, dar vin de undeva de sus, de acolo, din nord-vest, din Maramureș. Și trecând astăzi prin județele astea cu care vă învecinați, mă refer la Covasna, Harghita, mi-aduc aminte că ați petrecut odată, ați trecut printr-o iarnă foarte grea, și se anunța peste tot la toate știrile că Buzău și Brăila sunt rupte de țară. Și ăștia din Harghita și Covasna erau foarte ofuscați de ce voi aveți voie și ei nu. Așa e cu iernile.
Da. Eu vă spun ce nu fac. Nu fac stand-up comedy. Seara asta am să încerc să vă fac un soi de bank show. Și trecând așa prin sate astăzi, pentru că astăzi am călătorit, mi-am adus aminte de un banc foarte drăguț cu o reporteriță și un cameraman la o fermă de animale. După ce au terminat reportajul, au urcat în mașină, cameramanul conducea, reporterița în dreapta și la un moment dat cameramanul așa se intre în discuție. Zice, doamnă, de unde știu animalele când vor să se împerecheze, când vor să se întâmple ceva? Zice reporterița, păi e simplu, masculul emană un miros, femela emană un miros, masculul simte, se apropie și se întâmplă. Ce cum, și la vaci, la oi, la capre, la... Da, ce reporterița, în general, la mamifere. Și aruncă așa cu coada ochiului la el și zice, dar tu ai nasul fundat? Băiețelul și cu tăticuțul erau la strand și cum coborau scările ude, ei numai în slip și în picioarele goale, cum coborau scările, puște o alunecă, îi zboară picioarele de sub el și în cădere așa, în disperare, de să se prindă de ceva să echilibreze, să prinde bărbăția lui tată sus, să echilibrează și rămâne în picioare. La care taică-su de acolo foarte mândru zice, ai văzut, sulică, dacă erai cu măta, scrăpai capul. Moșul și baba în pat. La un moment dat, moșul se ridică să plece undeva și zice, baba, da unde te duci? Zice moșul, mă duc până în bucătărie să iau o linguriță de zahăr. Zice baba, no, nu-i bai, zice, adă-mi și mie o înghețată. Zice moșul, bine, îți aduc. Zice baba, dar nu scrii, că o să uiți. Păi cum să uit că mai fac un pas și sunt bucătărie? Mai face moșul un pas și zice baba, și din tubul ăla de ciocolată storce rotă, rotă, așa, ciocolată pe ea. Bine, bine, dar scrieți, n-o, că-i uitat. Păi cum să uit că îs cu mâna pe clanță, intru în bucătărie? Și când se intre moșul în bucătărie, zice baba, și multă frișcă să pui deasupra. Bine, bine, trântește moșul ușa, intră în bucătărie, zice baba, na. Nu și-o scris. A uitat. Trece o jumătate de oră și apare moșul așa victorios într-o mână cu o pâine și în aia cu o slănină. Zice baba, n-o vezi? Vezi că ai uitat? Ți-am spus că ai uitat? Zice moșul, ce dracu am uitat? Ce cum ce ai uitat? Ceapa! Pescari de vârste diferite dădeau la pește pe malul râului și la un moment dat pe malul celălalt apar niște fătuțe goale, se întind la plajă, ăla de 30 de ani, zice, dă-le de pescuit, mă duc la gagici, sare în apă, în notă, se duce dincolo. Ăla de 40 de ani, zice, mă, dacă aș avea o barcă, parcă m-aș duce și eu. Ăla de 50 de ani, ce moare, n-or veni ele în coace. Și ăla de 60 de ani, ce nu știu ce vă tăfrământați, mă băieți, nu le vedeți și de aici. Eu sunt născut în satul mare și am locuit anii copilăriei, 12 ani, pe o străduță multiculturală. Eram români, maghiari, țigani, evrei, șvabi. Pe o străduță. De la toți am avut câte ceva de învățat. Ulterior, subiectele mi le-am, aducându-mi aminte, mi le-am ales de acolo. Am creat vreo 5 albume de bancuri. Și aș vrea să vă aduc aminte câte ceva din ce mi-am adus eu aminte.
Îmi cer scuze, dar fără expresia asta nu iese treaba, zice un ungur către un român. Zice, fut pe tată tău. Ăsta zice, poate ai vrut să spui pe mama, la care zice ungurul, și pe el. La coadă la pâine, hai să-l aducem mai aproape, Miercurea Ciuc. Era un chioșc mic, o coadă mică, un gemuleț, ajunge unul în față, îi vine rândul, zice, hai, vă rog frumos, vă dați un pâine. La următorul din spate, ce nu uitați că nu știe să vorbește. La care al treilea mai din spate, zice, cine s-a găsit să comentează? Dar știți cum cere un ungur două pâini? El nu știe cum să zică doi sau două. Drept pentru care zice, ad, vă rog frumos să dați trei pâine și una luați înapoi. Da. Vreau să păstrez puțin linia de litere, linia culturală și aș vrea să vă recit o poezie care ușor îmi aparține, pe de o parte, dar pe de altă parte, cred că o cunoașteți și dumneavoastră și o să vă aduceți aminte, sper. Eu am intitulat o sinteză, să fim în nota festivalului Ion Băieșu. Plecat am nouă din Vaslui și cu Manole 10, care ieși întrece, unui ungurean, unui moldovean și altui Lordul John. Fluieră pe drum și cântă, ce te lege în codrule, fără ploaie, fără vânt, că m-am mai dus în sat cu Doru și a zis singur puișorul și am închis ușa la tindă să nu vină ursan pletos ca zimbru, conofram în vârf de băț, să zică treiez cucuiețul și am amidez cuieț, dar nu vine. În zadar suspin și sufăr, căci în bătălie soțului iubit a plecat pocnind din bici pe lângă boi cu plugul pe la noi, iar beazit privind la dânsul îl întreabă cu dispreț, cine e străine? Sunt pașă neam de beduin și de la Babelman de vin, că se zvonise prin ziare că în Irlanda un om mare are oi multe, mândre și cornute și câini mai bărbați, cum e zdreanță cel cu ochii de faianță, cățeluși cu părucreț frărața din coteț, ziua ninge, noaptea ninge, dimineața noi vrem pământ, tot e spraf. Și lumea este ca și dânsa suntem noi. Și câine eu ți-am fost. Mulțumesc. Un subiect care l-am, sau mă rog, un motiv de inspirație care l-am ocolit tot timpul sunt bancurile politice. Nu pot să fac așa ceva pentru că, în primul rând, sunt supărat că politicienii ne fac concurență și neloială. Dar, imediat după 89, a apărut un banc care, din păcate, spun așa, tâlcul lui s-a întins până zilele noastre și, din păcate, cred că va merge în vecii vecilor. Amin, nu zic că sper să nu să fie așa, da? Baciu Gheorghe, de la noi, ajunge cu bicicleta în București și o rează-mă de sediul guvernului, vine un jandarm care păzea pe acolo, ce faci, bă, de ia bicicleta de aici, n-ai voie să o pui aici. Ce Baciu Gheorghe, dar e ce? Păi ce trebuie aici oficialități, trece primul ministru, trec ministri, la care Baciu Gheorghe zice, las, nu te bată grija, că am pus lăcată pe el. Mai am o sectă care mi-s foarte dragi, bețivi. Doi bețivi, zice unul către ălalalt. Ce mai auzi că nu mai îngropă pe Vasile Miercuri, numai vineri. La care ălalalt o stă un pic și zice, dar de ce, să simte mai bine?
Moare Ion și vin toți prietenii de pahar la mormântare. Și în ziua mormântării, asta să înțelegem că era după două nopți de priveghi, însă a muncit la greu, stăteau să uitau la Ion în sicriu și zice unul către ăla de lângă el, zice, n-a uite și totuși la Ion ce bine arată, la care ăla la altul ce, normal, n-o băuie 3 zile. Ies 2 bețivi din crâșmă, erau așa, de cum îmi place mie să spun, manga cum laude, erau gata. Și se ținea unul de altul așa sprijinit și când ajung în fața crâșmei, fața crâșmei era un câine care stătea așa în duș și își făcea igiena. Se lingea el așa în toate, la care unul dintre bețivi zice către ălalalt, și fii atent ce mișto, toată viața mea am dorit să pot să fac asta. La care el alaltul se caută în buzunare, scoate un biscuit și îl dă, zice, încearcă cu biscuitele, vezi, poate te lasă. Am avut, de când a apărut termenul de patron, am avut așa o problemă. Cât de prost înțeles este la noi acest termen de patron. Patronul este cine știe ce divinitate. Nu, el este un manager care cot la cot cu angajații în mod normal ar trebui să lucreze împreună, nu? Bancul meu se referă la o soi de atitudine de genul ăsta, este vorba de o frizerie particulară. Bun, în ce constă frizeria asta particulară? Era patronul și ucenicul în prima zi de lucru. Vine clientul, se așează în scaun, patronul foarte autoritar, îi zice ucenicului, tunge! Ăsta săracul îi tremura forfe ca mână, tundea și undeva în dreptul urechii, în dreapta, din greșeală, îi pișcă urechea clientului. Ăsta ce au, patronul, mă, nu ți-a spus să fii atent. Și când să-i dea una asta să trage și pușca una în gură la client, el umple de sânge. Patronul când vede mai nervos, tu de mai departe. Ăsta mai departe, urechea ală și stânga, eu pișcă și pe aia. Ăsta cu dosul, iar să trage, iar îi dă clientului în gură, plin de sânge, sună telefonul în birou. Se duce patronul și vorbea la telefon în birou. Ăsta, ucenicul, se uită dacă îl vede patronul când tunde și uitându-se așa în spate, îi taie urechea clientului, la care clientul ce stai? Unde e patronul? Ce, în birou vorbește la telefon și o dă în masa să nu vadă. Unul beat într-o frizerie se așează în scaun la o frizeriță și zice frizeriței, au văzut e liber scaunul acolo, și spune frizerice, vorbește-mă. Și vă rog frumos să țineți bărbia sus, să pot să vă dau cu spumă, să vă bărbieresc. Și da. Dom'le, vă rog, țineți bărbia sus, că anumite nu pot să vă dau cu spumă, nu pot să vă bărbieresc. La care este ce? Dacă nu poți tunge, mă. Zice eu către Mărie, ce tu, Mărie, ție ți-ar place să fii bărbat? La care Maria se uită așa într-un fel la el și zice, da, ție. Eu și cu Maria pleca undeva la o petrecere și la plecare zice Maria, Ion e să-mi pun sutienul, la care zice Ion, pe pune-ți-l tu, Maria, nu vezi ce noroi afară. Pleacă ei la petrecere, când se întorc de acolo, Ion era cu libidoul la maximum, ce Maria e zbrahă-te, dar am uiut. Maria în gândul ei, ce mi-a venit rândul.
Să ce Maria să dezbracă, Ion între timp dă o fugă la frigider, trage o gură de pălincă, vine înapoi și așa, dar zice, am un pune-te pe burtă, oarecum, se pune Maria pe burtă, zice eu, am numai o clipă. Iar fuge la frigider, mai trage o gură de pălincă, vine înapoi, zice, așa zice, no, am un zice, pune-te în patru labe. Pune Maria în patru labe, se urcă Ion pe ea, zice, no, am un du-mă tu la frigider. Ion și cu Gheorghe stăteau pe fața casei, acolo știți cum stau la țară, așa, pe băncuță, și vorbeau de una de alta. Și la un moment dat zice Ion, așa cu toată admirația, zice, măi Gheorghe, mă uit așa cu drag la tine, mă, tu ai fost un băiat deștept, mă. Te-ai colindat toată lumea, ai fost, ai umblat, ai văzut atâtea. Eu am înlemnit aici în satul ăsta, n-am fost nicăieri, n-am văzut nimic. N-am... Și auzi, zice, așa drag mi-ar fi dacă mi-ai povestit tu pe unde ai fost, ce ai văzut. Zice, așa prin ochii tăi aș vedea și eu. Zice, ea zice, bună oră, am auzit că ai fost la operă în Cluj. Ia, da, am fost la operă. Am zis, și povestește, cum e la operă acolo în club? Dar păi zice, cum să fie, zice, păi, întuneric. Că zice, eu eram așa sus, oriunde, de acolo, de sus, vedeam bina, bina fiind scena. E un termen popular folosit la noi, bina, la scenă. Apoi ce bine era așa mică, mă. De-abia să vedea eu de acolo de sus, așa o vedea mică, mă, și erau de aici cu lanternele. Iată așa făceau cu lanternele pe bine, mă, tot așa luminau acolo, mă. Mă, dar era o liniște, mă, de nu se auzea nimic, ziceai că toată lumea dorme. Că era numai așa o liniște, o muzică, de-abia să auzea, mă, și vine una, mă. Vine una, mă, cu toate hainele strânse pe ea, mă, tăte să vedeau. Tăte, mă, și așa în vârful picioarelor, o sări pe bină și a început să fugă așa, rotă, rotă, bină. Te fugea așa în vârful picioarelor, rotă, rotă, rotă. Ești acolo la ternile, te după ea. Apoi ce, dar de ce fugea așa în vârful picioarelor? Păi ce, baxa mă, să nu-i treza, păi ce e din... Mă, ce zice, că toată lumea dorme, mă. Mă, și fuge așa, rotă bine, rotă bine, ești acolo, mă, și odată vine, mă, la lău, mă, și acelea, mă, cu izmenile cele strânse pe el, mă. Strântă pe el și acelea, mă, sare pe bine și începe a fugi după ea, pe bine. Și aia stătă pe vârfuri și fuge după ea, ești acolo, lanternele, după ei, după ei, și fuge așa, rotă, rotă bine, mă, și asta o fentează, la un moment dat și vine înaintea ei. Și-o prinde, și-o ridică, și-o din nou, și-o pune jos. Ce cum scapă, iară fuge, rotă bina, ăsta după e, știe, cu lanternele, tăpăi, mă, și ăsta iar o fentează, vine înaintea ei, și-o prinde, iar o ridică, și-o din nou, și-o pune jos. Asta cum scapă, iar tot așa, și știe, cu lanternele, mă, dar ce-o vrut să facă cu ea? Mă, ce, bă, s-am vrut să o puce, dar nu lăsau ăștia cu lanternele. Zice, domnul doctor, mă simt foarte rău. Zice, doctorul, cât fumez? Cât fumez? 10 țigări, cât mi-a spus dumneavoastră. Lasă asta, înainte cât fumai? Ce nu, că înainte nu fumam. Și apropo tot de medici la oftalmologie, medicul cu bățul la mână, tabelul ăla cu litere, ce literă vă arăt? La care pacientul, ce, dar dumneavoastră, unde sunteți, domnul? La un cabinet de urologie, medicul era, avea foarte, foarte mulți pacienți, era coadă la ușă și stresat și de faptul că e foarte solicitat,
Săracul era și ușor bâlbâit. Și intră un pacient și zice ăsta repede, eu ia înainte doctorul, ce spuneți, ce probleme urologice aveți? La care ăsta zice, zice domnul doctor, ce, cam cum vorbești dumneata, cam așa mă pis și eu. Da. Eu nu sunt acordeonist, dar mă folosesc câteodată de el să mă pot exprima, să pot parodia anumite lucruri și o să încerc în seara aceasta să vă fac și dumneavoastră o mică demonstrație de așa ceva. Se aude, nu? And so, ladies and gentlemen, I want to introduce the very, very nice song. De când am intrat în Uniunea Europeană și NATO, am considerat că trebuie să ducem folclor românesc, să înțelege toți lumea. And am creat ceea ce am intitulat John Country Single. Ok, thank you, thank you. And so, one, two, one, two, three, four. This is the budget pullery and always shy, de-re-de-re-de-round. And to my roof, my heart and door, shy, de-re-de-re-de-round. Now it's broken to my coase, coffee roșu, de mătase, shy, de-re, shy, de-re-de-re, shy, de-re-de-re-de-round. Thank you very much. And so, in another song, cine bate seara? Yeah, come on. Cine bate seara la fereastra mea? Cine bate seara la fereastra mea? I am dear Mărioare, nu te speria. Dear Mărioare, I go să mă nec. Dear Mărioare, I go să mă nec. Go my bade Ionele, when the slack we sec. Ok, another song. Poli, nu, n-am Poli, ăsta. Pavel, yes. I am Pavel from Banat, Pavele, Pavele. El my best boy in the sat, Pavele, Pavele. When I'm going Paulitza, Pavele, Pavele. I am meeting my mândruță, Pavele, Pavele. And I'm taking in the brațe, Pavele, Pavele, șoțuc până dimineață, Pavele. Thank you! And so, ladies and gentlemen, this is the Bistrița Blues. Bacon, pucu, florile, baby. Merge John cu oile, yeah. Și când urcă mai la dealul, yeah. Hey, hey, hey. Bagă blusul din caval la serbarea câmpenească. Lasă casul să doinească. Yeah, yeah. Foaie verde, zahăr tos. Da zi mai eu un blues de-a nostru, oh, yeah. Și ar verde și-o si pică, bag un blues nenecostică. Kiss me now, Badilie.
I cannot de pălărie. Come on, mândru, kiss me quickly. In the middle of the fân uscat. Oh, yeah. Țapinare împinge pluta, dar împinge-o mai vârtos. Oh, yeah. Pe Bistrița jos. Hey, hey, yeah. Thank you very much. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tare mult. A fost un, și sunteți un public extraordinar. M-am simțit minunat, m-am simțit ca acasă. Sorin Tărase! Iată-l pe Sorin! V-am spus că va avea succes aici la Buzău, venit tocmai din nordul țării. Și ca să nu uite venirea la Buzău, un preș de participare din zona Scorțoasa, făcut manual și o caricatură. Iată preșul de participare în amintirea lui Ion Băieșu, care a scris preșul, iar un bun prieten de-al tău din Sibiu, Cristinel Vecertea Criv, a realizat această caricatură ca să ții minte venirea la Buzău. Extraordinar! Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc din tot sufletul! Vreau să vă întreb dacă știți bancul cu suspansul. Nu? No, nu-i nimic, că vi-l zic săptămâna viitoare. Sorin Tănase! Mă bucur enorm că a venit la Buzău. Da, a fost un lucru extraordinar. Uite așa, uite așa, să iau și eu microfonul ca să fim în tandem. Aplauze încă o dată pentru Sorin Tănase! Știți că v-am avertizat ceva mai devreme că îl știu pe Sorin și că are talent și așa s-a și dovedit că are talent cu carul. Haideți să aplaudăm încă o dată Sorin Tănase!